În perioada 2012-2013, sub președinția doctorului Ladislau Pic, clubul Rotary Danubius Giurgiu a avut în program și a realizat fântâna de la intersecția DN5 și localitatea Daia. În timp, fântâna a început să se degradeze, mai multe scânduri din gardul de protecție au fost rupte, canalizarea a fost înfundată, iar gunoiul trona în jurul acestei construcții, deși acolo există un container. În acest context, conducerea clubului Rotary Danubius Giurgiu a organizat o acțiune de igienizare a fântânii, începând de la desfundarea conductei de scurgere până la înlocuirea stinghiilor din gardul împrejmuitor, lavăruit și spălat pe jos. Ramona Iordache, președintele în exercițiu al Rotary Club Danubius Giurgiu, ne-a oferit câteva amănunte care vizează această acțiune. Din păcate, oamenii care opresc aici, unii dintre ei sigur, nu au grijă și nu fac un minim efort de a arunca resturile la tomberonul care se află chiar lângă fântână. Și constatând lucrurile acestea, în primul rând degradarea care se întâmplă și datorită trecerii vremii, ne-am hotărât să îi dăm o față nouă, ca să zic așa, să o întreținem. Nu este o obligație decât morală, pentru că noi ținem foarte mult la acest proiect. Este un proiect care s-a realizat pe mandatul domnului Dr. Pic. Dânsul s-a implicat foarte mult la vremea aceea și, într-adevăr, este un proiect frumos care s-a realizat, vizibil și care, în primul rând, ajută foarte multă lume. După ce a dat asigurări că în urma determinărilor microbiologice făcute în primăvara anului 2018 în laboratoarele Direcției de Sănătate Publică se garantează 100% potabilitatea apei în această locație, medicul Ladislau Pic a precizat. În fiecare an, Clubul Rotary din Giurgiu are câte o acțiune majoră prin care vrea să-și facă simțită prezența în comunitate. La vremea respectivă, în anul rotarian 2012-2013, când am avut onoarea și cinstea de a conduce Clubul Rotary Danubius din Giurgiu, am avut ideea care a fost îmbrățișată cu foarte mult elan de către colegii mei și a rezultat acest proiect de captare și de amenajarea acestui izvor. În final, Ramona Iordache a făcut un apel la civilizație și respect față de mediu, față de ceea ce ne înconjoară, către toți cei care trec pe la acest izvor. Nu este un mare efort să nu aruncăm gunoaiele pe jos și să le punem într-un coș. E simplu. Trebuie doar să vrem lucrul ăsta și să fim conștienți.